fetițu, bravo, bravo! Asta îmi place! Mă, cu așa o nevastă dai gata toți președinții dupe glob. Ia vino încoace și ia dă-te mă lopat. Vino încoace și anețel și stai aceea lângă omul ăsta așa. Să văd dacă te potrivești cu el, ia. E, da. Da. Uite așa, asta îmi convine și mie. Nu sunt geloasă deloc, 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 mai deloc. Dar dumneavoastră cine sunteți? Eu? Eu sunt flacăra, ia uite la ea. Nevasta la omul ăsta, oficială. Ce e aici? Cum mi-ai picat tu, Lilico? Doamne, mulțumesc cu ție. Fă, fetiță, deci fii atent aceea. Eu sunt nevasta oficială al omul ăsta, da? Ea e amanta lui oficială. Lilica, dă mâna frumos așa cu domnișoara asta, care este viitoarea nevasta lui state, fă. Pe mine mă scuzați. Nu, tată, ce? Stai jos, că se vede treaba asta aceea. N-ai înțeles? Mai explic o dată. Fii atentă. Deci, eu sunt nevasta lui, ea e amanta lui. Nu te uita la ea așa că acum e mofluză, așa că e tristă, dar nu e obișnuită să ia țepe, că e tânără și nu e spăleță. Nu mai bateți! Am să plec eu! Așteaptă-vă puțin! Oprește-te că a plecat și Nilica și ai rămas dracu cu buzile umflate. N-am terminat, fă, câtine! Continui concursul de seară! Și până atunci să nu mi-apari în fața ochilor! Comisia se dizolvă! Ia să fac și eu burinile. Hai, arată și mie burinile. Unde-s burinile? Unde e lista aia cu draciul ea? Unde e lista aia cu buline albe, cu buline roșii? Unde e, fă? Hai, Steven, toate e aici. Mă, ții la ușă, fă. Zi, ce-a zis? Ce-am de zis? Zic că până acum cred doar partea asta cu analiza, că asta spune adevărul, că ai 60 de milioane. Asta cred. Da, e adevărul, e adevărul. Acum să continuăm. Deci eu vreau să mă jur pe toți dumnezeii care există, pe tot ce vrei tu, pe covoară de asta din casă, pe pălăria, pe șapca de polițist, pe faptul că să moară mie toți mormolocii, să mă jur pe să vină, uite, vecinii să-mi facă mie copiii în locul meu, ție, înțelegi? Mă jur că nu te-am înșelat. Acum mă crezi sau nu? Mă, Stevene, multă că doamna... Mă, tu vrei să facă mie copil unul de pe stradă, mă? Leo, fă, tu înțelegi numai cum vrei tu. Dai așa și răstălmăcești lucrurile și înțelegi exact ce vrei tu. Trebuie să înțelegi esențialul. Deci, mai mergi odată, te rog eu frumos, la viola asta. Că idiota asta n-a înțeles că eu am fost în misiune sub acoperire. Că Elvis nu i-a zis de față cu tine, pentru că de fapt înțelegi că nu se zice așa la toată lumea, că misiunile sunt secrete, asta e. Și du-te la viola încă o dată să-ți explice ea că eu am fost în misiune sub acoperire. Da? Da. Păi ce credeai, mă, că nu mă mai duc eu să vorbesc cu ea? Păi crezi tu că scapă asta așa ușor de mine? Bine, Minodoro, te duci la ea. Tu trebuie să înțelegi la urmă de tot că eu vreau să fiu fericit cu tine, că vreau să fac un copil cu tine și că te iubesc foarte mult. Asta e. Mă crezi sau nu? Ia. Deci recunoști că ai greșit. Da. Zic eu puțin vorbim așa. Vezi că poate mă întorc în costum și poate mi-au și cătușile și poate cine știe, știi, poate... Dacă mi-o caut, o primesc.
iubește. Așa mi-a zis mămica. Frumos. Aici la tine, adică e... Dar tu... Mi se pare că îți stă foarte bine în uniformă. Da. Bleul de la cămașă se asortează perfect cu ochii. Cu amândoi. Da. Tony sunt. Cum care Tony? Băi, Pericle, tu ești? Mai dă-le, bă, băiatule, dracu de reclamații. Foarte bine se face dacă ești bețiv. Da. Problemele alea în comun. Bun, totuși, în ce problemă? Treceam pe aici și am văzut lumină. Și m-am gândit că poate vrei să bei o cafea. Aici? Nu neapărat. Adică putem să mergem la capitală. Mergem la mobil. Da, sigur, acolo nu ne-ar vedea nici locotnica ta. Te-ai interesat de mine? Când investighezi cazul unui criminal în serie, te interesează toți membrii comunității. După alte cuvinte, mă trimiți după semințe. Cu alte cuvinte, nu în Brazilia, ci în Uruguay ar trebui să te duci. Acolo sunt 10 femei la fiecare bărbat. Îmi place să am contacte cu profesioniști. Dacă știi și cu Brazilia, atunci... Da. Dar sigur, nu vrei să mergi? Adică la ora asta mă gândesc că e periculos pentru o femeie singură pe stradă, știi? După aici sunt bețivi, sunt câini, umblă vorba că e și un criminal de ăsta în paralel. Nu beau cafea. Acum știu și eu ceva despre tine. Mai plânge cu lacrimi din astea, că mă deprind și pe mine. Dă-o în gâtul mătii. Păi și cu mine cum rămâne bebe? Ce fac, mă duc și mă agăț în pot sau ies la plimbare pe stradă să mă ia la omor criminalul? A, nu, că tu faci moarte de om pentru mine. Păi și dacă divorțeze tanti flacăra și ție nevastă de președinte, cu mine cum rămâne? Eu unde mai încap? Unde mai încap? În patul tău, nu? Adică că nu știu că Mitterrand a avut amantă 20 de ani și nimeni n-a cărăit nimic? Și cu tanti flacăra cum rămâne? Ce face? Bine, acasă, gătește. Eu știu. Ce? O supă, poate. Nu-mi vrei în cazul ăsta ce face! Lelica. Nu poți să faci omletă fără să spargi ouăle. Să nu vrea, doamna Viola, v-ați prins că vă urmăresc, nu? Am vrut să vă fac o glumă, să vă fac o glumă, dar nu se poate că dumneavoastră să nu mă băgați în boscheții acolo. Unde vă duceți în partea aia? Duc acasă și o iau pe aici. Păi unde mergeți acasă? Casa noastră e acolo. Hai, de ce mergeți în boscheții acolo? Că am vrut să vă speriți, vă fac o glumă, dar acolo în boscheți nu mă bag. Nu? Nu? Ce? Ce? Păi ce? Așa, vreau să vă mai spun un lucru, că... Am vrut să vă sperii, dar a venit o mașină ceva. Eu am stat și m-am gândit acasă, am stat și m-am strofocat, mi-am strofocat creierul și m-am zis la o concluzie. Eu cred că acolo, în casa aia, ceva nu e curat. Unde? Adică muta aia și cu ăsta, cu Popeangă, ăștia, ceva nu e în regulă cu ei. Așa felul ăsta în care să înțeleg numai ei doi, felul ăsta în care ăștia vorbesc fără să vorbească, cu care se înțeleg, așa. Oamenii ăștia, credeți că oamenii ăștia care vorbesc așa, ăștia nu sunt oameni normali, ăștia sunt niște oameni răi. Sunt niște oameni răi care până la urmă fac un crim. Și eu cred că...
toată lumea să ne știe, facem gălăgie. Hai da, Sărna, ce faci, fă, mămică, unde ai dormit? În pat. De ce te interesează? Vreau să-l văd și tu pe Babi, știi că mergem să facem și noi filmarea aia de clip. Ce să fac? Să-l văd și pe Babi. Fă, dă-i și chiar obraznic. Adică tu crezi că eu am dormit chiar așa de bine ca să dau scotire la toți proștii de pomană așa? Ia, ești tu frumos afară, vii frumos la doamna profesoară, nu la oricine, da? Bați la ușă, aștept să ți se spuie intră, nu vii cu mâinii pe lângă corp așa. Ei, și tu un buchet de flori, o sticlă de ceva, te rogi, te melogești? Zici că e copilul bolnav care te îmbelatură? Bagă! Persoanele străine n-are voie în carcelarie. Așteptați pe Oli. Da. Următorul. Bună ziua. Bună ziua. Doamna profesoară, v-am adus că am venit în vizită. Puneți-le acolo. În ce problemă? Păi, în primul rând îmi cer scuze că vă deranjez. Am venit în legătură cu Babi, săracul, știți, da, Babi? Să știți că e foarte rău, adică abia mai merge. De fapt, nici nu mai merge, stă la pat. Nu știu că s-a strâmbat, cred că, nu știu exact ce a pățit doamna profesoară. Este foarte rău, nu mai pot să ridic din pat. Și vă rog eu, dacă sunteți, sunteți drăguță, foarte drăguță, mai drăguță dacă sunteți, să mi-l învoiți și mie. Că avem problemele astea și e o filmare de clip. Pentru câte luni? O zi. Și mie ce mese la treaba asta? Hai să, mămică, dă-o dracu de treabă. Dacă are succes clipul, dau din încasări, bine? Aceea nu ne trăgem de chiloți, da? Și nu e chiar așa de ușor. Că nu mai e ca pe vremuri. Când se dădea scutirile așa, în alb. Acum trebuie să întrunim consiliu, să discutăm cu profesorii acolo, așa? Hai, la revedere. O vedea. Mulțumesc, la revedere. O zi bună, doamna la profesoară. Revedere. Bună dimineața! Unde ai dormit, fă? În pat. Te interesează? Nu. Am întrebat așa, ca titlu. De ce ai cașcă? Pentru că vreau să-i arăt lui Floricel că sunt eu mai ecologic decât el. Și de-aia o să mă duc la primărie cu ceva care nu face gaze, nu face zgomot și n-are scaun. Nu știu ce e. Sunt și eu curios să văd ce am închiriat. De-aia mi-am pus casca. Ai dormit bine? Foarte bine. De când dormi bine, văd că ai luat-o. Las că la noapte mă întorc în pat. Dar dacă te întorci tu în pat acum și dormi frumos până la noapte când te scoli vioaie și te apuci și faci curat prin casă. Vrei? Sincer? Da? Nu. Aha! Mi-a venit ecologia. Hai să o vedem. Dar nu face chiar niciun zgomot. Are motor electric. Așa. Marcele? Întreabă tu pe Fina dacă nu vrea niște omletă. Păi tu de ce nu trebuie mult? Da, uite, mă. Vrei ouă? Ce zice, ce zice? Trebuie să nu mai țip, că faci curent și are fata otită. A, păi nu e surdă? E surdă ca masa asta. N-are rost să țip la ea. Să-ți vadă buzele, că înțelege din buze dacă ți le vede. A, da, da, da. Fina! Fina! Nu vreau ouă, vreau omletă. Ați văzut că vă înțelegeți? Da. Bună dimineața! Bună dimineața, Andreea! Da. Vrei omletă? Nu, vreau ouă. Mă, voi vă bate joc de mine, dar ce sunt eu în casa asta? Tatăl tău e divorțat de Elvira? Nu se simte. Francesca! Concentrează-te! O să spun ceva pe tine, nu te interesează asta, dar e bine să mai afli și tu din când în când câte ceva. Eu azi filmez primul meu videoclip. Andrei,
Maria, cât mă bucur! Da? Și te duci la școală, nu? Nu. Tu trebuie să ai grijă de Alin. Am. Bravo, mulțumesc. Aștept omleta. Voi chiar că vă bateți joc de mine. Omleta, 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 omleta. E, să mai spună mie acum, Floricel, că eu nu sunt oncologist, că nu iubesc eu natura, crângul. Dă-mi aia, așa. Ce faci, fă? Păi nu mă duci pe mine la școală? Ai cască? Nu. Neprotejată nu te iau, hai. E, dar, dracii, las că ți-arăt eu ție potreții acum. Las. Te potrejezi, mă. Uite așa. Sunt preservativă? Da, ce să zic, hai, termină, sunt cocoșelul tău. Gata, măi? M-ați flancat bine? Da, da. Cu omul te-ai înțeles? Ui, ui. Da? La preț? O zi? Ui, tot. Că nu face nimic la gater. Doar îl conducem. Atâta rapid, tot facut. Bun. Ia uite. Ce-ai fă în cap? Cască. Aoleo. Păi fii rar, mă, ta dracu, ia dă-mă la mă. Fii rar, mă, ta dracu, eu una, una. Păi fii rar, mă, ta dracu, dă-mă la mă. De ce dai bou, dracu? Păi ți-am demonstrat că nu e bună casca. N-o simți largă? Ce faci? Ce faci, fă? Unde te duci? Mă duc la școală. Cu cratița în cap? Da, chiar două dracu de cratică, că nu-i bun de nimic. Păi, nu mai merge cu mine. Du-te cu ea, că uite, e dusă cu cap. Da? Că cine știe așa pietoană cum e, poate face accident. Și eu nu i-am plătit RCA-ul deloc. Hai, du-te, du-te. Thierry, tu mergi în spatele meu. E, patron, da, tu conduci, da? Dar ce zi eu, mă, prind de 100 de ani să intru la gater? Poate îmi rup piciorul să fac rost de unul de lemn. Hai, e. Să mergem. Înainte. Ia uite, mă. Ecologie, ecologie, dar nu toate de lemn. Mergem. Să știi și tu ce trebuie să faci. Întâi tragem tot ce avem cu Babi. După care plană detaliu pe mai multe chestii. Să știi că eu am adus o stație pentru playback, dacă te ajută cu ceva. Bravo, stația, bravo, uitați-mi, bravo. Unde-i Babi? Babi! 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 Era la cadru. Bun, vino. Nu fă ce vrei. Bun. Nu cu ele ai treabă, mă, cu mine. Stai așa că am ceva de vorbit cu tine. Ia vino în coace. Am niște sfaturi. Niște sfaturi de impresar cu tine. Fii atent. Deci, mie nu-mi încep cu dale așa cu coca la reală de asta, că stai mâna, ai înțeles? Vreau să cânti curat, frumos, să răsune toată șatra, nu cu playback de la cum face româncile alea spălășite la televizor. Nu, ai înțeles? Poți să nu-l stresezi, te rog, că mă ocup eu de el și o să iasă bine. Poți, Babi, să te duci tu puțin acolo, pregătește-te, dă-ți geaca jos, poc, poc. Andreu, vezi-ți tu de regizorea la ta, de cadrea la ta, că de Babi mă ocup eu, da? Că eu sunt impresara lui, clar? Da. Hai, ne apucăm de treabă atunci, da? Unde e copiii? Unde sunt copiii? Păi ce, eu trebuia să-i aduc? Da, cine, mama? Eu trebuia să-i sun? Păi, Andreu, de ce n-ai pus și tu mâna pe un telefon să zici Minodoro, ocupă-te tu, că eu nu sunt în stare, nu mă pricep, sunt proastă, alea, hai nu? Să găsim soluția. Păi, hai să găsim soluții. Stai cu mâna în buzunar și zi mie că găsim soluții. Păi, găsim, mă duc eu să aduc copiii bine. De la școală, e bine? Cu calm. Cu calm. Mama este aici, că mă întorc. Tu, de ce nu mi-ai spus că nu au venit copiii? De ce nu mi-ai spus că nu sunt copiii la cadru? Hai să tragem ce am zis că tragem. Du-te la muzică. Babi, vino cu a. Bun.
Ești gata? Zâmbitor? Vezi jaca jos? Ai ajuns la muzică? Merge! Play muzica! Laila! Acum pe-așa! Acțiune! Gata, hai! Dă voie să te ajut. Stai. Astăzi nu mai faci nimic, da? Stai cu minte, da? Ia întinde-te tu aici să văd bine. A fost ultima zi de chimio, da? Mulțumesc! Stai! Întinde-te așa! O venit, Tita! Simte bine? Stai. Cred că mă duc la mine în cameră să plâncă. Hai, du-te. Vrei să fiu cu tine? Nu, mulțumesc. Mulțumesc, domn doctor. Preprofesori. Da. Dar cu ochela asta o să sunt și bine? Că de când a început tratamentul ăsta tot bolești. O rămas din dânsa un mânuț de om. Maricico, cum să-ți explic eu ție? Chimioterapia asta este un fel de otravă care omoară boala. Poți să pricep chestia asta? Eu încerc să pricep. Dar dacă este o otravă, nu o otrăvește și pie? Nu o otrăvește, dar mă rog, vezi tu, din cauza asta se simte așa de rău. Pia, v-am văzut, dar o să simtă și bine, că rău s-o tot simțit. O să vază și acum băiet, o să râză și acum băiet, o să ias și acum băiet, o să... Uite ce e, îți promit că mâine repet analizele și dacă nici de data asta nu mă răspunde bine la tratament, atunci... Și o să iasă cum băiet! Da, o să iasă cum băiet. Doamne, Dumnezeule mare, fă-o minuni și pentru fata asta, fă-o minuni. O să facă, hai. Stai liniștită și ai grijă de ea, da? Dacă se întâmplă ceva, mă sunați, da? Ce faci, tanti Flacăru? Ia uite că... Bă, eu aceea sunt Madame Potcovaru. Profesoară de franceză. Nu știu dacă se observă. Hai de făcă, sunt eu, Barcelona. Madame Potcovaru, am venit să vorbesc ceva cu dumneata. O ciorbă. Barcelona, fata mea, de când nu mai te-am văzut, extraordinar ce sprăiește viața la oraș, dar cu ce ocazie până noi pătrugatili? Mi-a zis, babi, că vrei să vorbești cu mine. Da. Barcelona, fata mea, situația e gravă cu babi. El are numai 3 la franceză. Și ce se întâmplă? În situația asta, state nu o să mai vrea ca să-l mai ție în casă. Că el n-are voie de corigent care nu știe 2 limbe natale. Clar? Păi și eu ce fac cu el? Încearcă să-i fii mamă, Barcelona. Dar nu prea mă pricep. Las că te învăț eu, fata mea. Cam experiență, 2 fete, îți dă niște meditații. Ia pune-și tu mâna și clătește vasile alea, că nu mai am timp să le fac pe toate. Hai! După cum v-am mai spus, domnul primar este un ecologist convins. Uite, de pildă, acum încearcă să implementeze un nou program 3R, care să ducă la îmbunătățirea calității vieții în satul pe care îl conduce. Cu ce bani? Cu ce bani? E foarte simplu. Totul este făcut, cum să vă spun eu, pe baza voluntariatului familiei primarului. Adică, practic, familia primarului nu face altceva decât să contribuie cu bani la tot ceea ce înseamnă îmbunătățirea vieții aici, în sat. Bună ziua la toată lumea! Să trăiești, neastătică! Uite, domnii au venit să scrie despre matale. Bravo. Adică despre primarul ecologist din Clocatele.
pare bine să scrie. Să afle toți ziariștii. Să afle ce mult iubesc eu planeta. Și satul. Și femeile din sat. Dar totuși, de ce ați venit cu gaterul la primărie? Am venit cu gaterul pentru că vreau să mă deplasez cu un mijloc ecologic. Bio. Dar totuși, acest utilaj poluează. Cum protejați natura, mediul înconjurător? Da. Dar în timp ce merg cu el, nu taie copaci. Mergând cu el, salvezi pădurea. Nu faci zi mie o poză. Hă? Nu mergi și eu o poză așa, cu casca pe cap? Războinic cu bio. Hă? Hai că a început să mă ia curent. Hai. Ce se întâmplă, Barcelona? Tu plătești meditățile, babi trece clasa. Nu plătești meditățile, rămâne repetent, dat afară din casă, trezit cu el pe cap, spălat cu el pe cap. Ia. Caroline, din clasă știe franceză? Fă-vă că te-am luat ca pe ocolite, așa. Dai șpagă, trece clasa. Nu dai șpagă, ori vor, adică repetent la noi în franceză. De ce să dau șpagă? Extraordinar de proastă ești. Fiindcă-i salariile mici, Marcialonu, și bărbatul-i parlamentar. Și dacă el ia șpagă, de ce fă să nu dea și la el lanții? Plătește mai cu spor. Ține-n capul, fă. Dă-i drum. Dă-i drum. E, lasă-mă că uite, m-a tras corentul de la gater. Domn primar. Aoleu. Sus în deal e o casă. Și acolo-i casa ta. Mândră și frumoasă. Haide, mută-te în ea. Dar ce e cimilitura asta? Nu e cimilitura, e cadou. O poză cu Palatul Cotroceni. Și ce tâlc are el? E adevărat? Te înscrii în cursa pentru Cotroceni? Părinte, nu mă forța să mint o față bisericească. Se scrie, candidează, ți-a spus eu. Candidează, spune-o. Dar eu, finule, nu știu de ce te bucur tu. Păi, nașule, în primul rând mă bucur cum ar veni ca finul de naș. Și după aia, ce să zic, la pregătirea și la valoarea mea socioprofesională, cred că sunt foarte potrivit pentru prim-ministru. Patriarhia e cu mine? Nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Dar poate la cultură? Turismul e aici? Este. Hai să facem guvernul. Câte ministere să fie? Păi... două? Și ceva pentru legătura cu UE. Trei? Cu Marcin. Să rămână. Am venit, mămică, am plecat, mămică. Ce faci, fătă? Ai scris la școală? Nu, am venit să iau copiii, e microbuzul afară. Vai, dar ce miroase așa aici? Ciorbă. Iată, ciorbă. O să merg și eu. Dar de ce, mă rog? M-a rugat doamna Teodorescu să am grijă de copii. Și în plus nu vreau să-l las singur pe Alinuș. E frică la asta să nu-l perză pe ciufolici? Bine, păpino și tu. Cum adică și tu? Adică și ea. Pe adică vii și tu? Pepe, vrei să-l chem pe Tiri să te escorteze? Nu mă
numai că am protejat destul pădure, să-și vadă de drumul ei. Și gatenul să-și vadă de drumul lui ca acțiuni la el, să meargă să facă bolumaci. Pot să vin și eu? Aș vrea foarte tare, dar ne-i spune și o să vină și flacăra și n-am deloc chef de amendă de un inel sau două. Mai bine-ți fac ție amenda cadou. Te iubesc. Te pup. Iar mă trage curentul. Hai, escortează-mă până în capul satului. A, ce drăguț ești, nu trebuie să te deranjezi. E plăcerea mea, vă rog. Mersi mult. Plăcerea. Bună! Bună ziua! Ai venit prea târziu, madame Cela. Domn primar tocmai ce a plecat pe teren. Și nu se mai întoarce astăzi? Nu. Mâine. Din mâine, da. Cum vrei. La revedere. Vă rog. Mă impresionezi ce drăguț ești. Din nou, plăcerea mea. Bine, la revedere. Se condiță cu grijă, da? Să aveți grijă la trafic, da? O împingem? Ce faci, mă, în halul ăsta? Ai ajuns să te dai la babe? Da, fă-ți exemplu. Ah, deci recunoști că te-ai combinat cu Cela. Dar nu cred că-i treaba ta. Înțeleg? Da. Păi fi gelos. Băi, dar strechea în tine, ce râzi așa prost? Eu plec, dar tu știi unde mă găsești când ai chef de... de... da? Așa, hai că-i simplu. Auzi? Așa. Ce zici? O luăm și pe Laila cu noi la film? Mergem între ei la film? Ai vrea tu. Mă gândeam chiar prinde bine așa să petreacă niște timp cu noi. Dar tu de când ești așa bună prietenă cu Laila? Mi-e milă de ea. Am avut și o perioadă de rebeliune și... o văd că nu e bine. Vladimir? De acum înainte nu mai intră nimeni în magazia din spate. Ai înțeles? Da. Și dacă întreabă cineva de Marina, nu râde, nu te bucura, nu te mira. Mă chem pe mine. Pam. Hai, vă rog. Copii, fiți toți atenți la mine ca să știți ce aveți de făcut, da? Fetițele. Patru fetițe, veniți aici, da? Și când începe muzica, dansați în zona asta. Vesele. Da. Voi doi. Bun, veniți încoa. Vă jucați cu mingea asta, aveți grijă să n-ajungă la foc, da? Da. Bravo. Tu, vină încoa. Te joci cu roata asta, da? Iar tu, Alin, pentru că ești fratele meu, un rol mai important, știi? Tu ești cel mai șmecher între ei și tragi cu cornete. Mm-hmm. Îți fac eu semn când, da? Să fii atent. Spus la, la copii, nu uitați la camera? Foarte important, copii! Nu vă uitați în camera, da? Când trec pe lângă voi, vă vedeți de treaba voastră. S-a înțeles? Da. Bun, hai să încercăm. E toată lumea pregătită, da? Abi, zâmbește. Atenție! Bună ziua, copii! Ce faceți? Merge clipul ca trece clipa? Înțelegeți? Ce ai avut în cap, patru? M-a tras corentul de la gata. Mi-a trebuit ticologie. Ia uite ce frumos vehicul. Bă, ia să plantezi și un pom. Da? Și? Cum merge filmarea? Merge, suntem în grafic. Bravo, bravo. Haideți să înțelăm filmare. Da. Hai. Auziți? Asta vă spun ceva. Da. Auziți, de ce nu pot să intru și eu în clipul ăsta? Ce, n-arăt bine? Vreau și eu să intru. Vai de capul meu, dar era să leșinăm acum când te-am văzut de bine care arăți. Da. Dar nu se poate fă că e clipul copii, nu cu zăpăcite care dansează pe sistem normal. Da. Da, exact. Dar n-arătă bine fă. Da, aș mă fi și tu delecat așa. Știți ce vă rog? Să rămâneți în spatele statului, să veniți cu mine acolo, în spate. De ce?
Pentru că de acolo se vede cel mai bine. Hai, ia-te după mine, fă. Aici, da. În spate. Aici, da? Da, da. Hai. Bun. E toată lumea pregătită, da? Atenție! Merge! Zi de curățenie, nu? Da. Da, puțin. Sărut mâna. Mă iertați. Bună ziua, domnule Corlățeanu. Dar chiar nu v-am văzut de multă vreme. Ce bine că v-am prins. V-am tot așteptat. Îmi pierdusem speranța că o să ne mai întâlnim azi. M-ați așteptat pe mine? Parcă stabilisem să ne tutuim, nu? Da. Da. Scuze. Ai vreo problemă cu mine? Ce zice dacă am luat masa împreună mâine seara? Noi doi? Mhm. La un restaurant. Eu nu mă pricep deloc la bucătărie. Bine. Mare plăcere. Atunci, doamna mea, pe mine seara, da? Bine. Sărut mâna. Mulțumesc. La revedere. Și spor la treabă. Oh, da. Ce mie să spun stop, stop, stop. Asta știu. Și-a fost un avion, da? Care nu l-ai băgat de seamă și este cineva străin de clip, care este în clip, stă în el. Doamnă, vă rog frumos să fiți amabilă, vi s-a spus, nu mai stați în clip, stați aici, în spatele clipului. Are dreptate, tanti Flacăra, vă rog eu mult să rămâneți în spate, să nu intrați în cadru. Dar nu vreau. De ce? Da, că vreau să fiu și eu în clip, da. Doamna, nu vă supărați, fiți amabilă, fă firea dracului. Treci aici, în spatele clipului. Dar ce are, mă, dansam bine, mă. Hai aici, lângă mine și dansezi lângă mine, hai. Hai, mai tragem una. Perfect la voi, copii, încă o dublă, da? Toată lumea pregătită. Eu nu mai pot să filmez, fac pe mine. Foarte bine. Hai, motor, ține-te încordat. Muzică! Acțiune! Uitați, domnul, aici astăzi. El e părintele. Să rămână, părinte. Să trăiești, Pericle. Bună ziua, părinte. Bună ziua. Dumneavoastră trebuie să fiți criminalista care îl caută pe dezaxatul ăla. Da, eu sunt. Așa tânără drăguță și deja criminalista? Da, cred că și criminalul afla cine sunt. Ce să-i faci? Cloncatele e ceva mai mic decât New York-ul. Se află totul imediat. Putem să stăm de vorbă puțin? Vă deranjez? Nu, nu mă deranjez. Am o colivă proaspătă. Nu vrei? Mai zice nu. Te rog, hai. Ce? Un fleac. Te-a cioruit? Au. Nu credeam că ustură așa. Să fie primită coiva. Bună, nu? Dacă mai vrei. Nu. Îmi tot aduc aminte de o inscripție de pe un mormânt. Aici odihnesc eu și mănânci coliva tu. Mai bine ai odihnit tu și aș mânca coliva eu. Părinte, am... Da. Știu de ce ai venit. E da, le-am cunoscut pe bietele fete care au murit. Dumnezeu să le ierte. Cum erau? Păi cum să fie? Niște fete simple de la țară, ca multe altele. Care nu știau ce să facă cu viața lor. S-au spovedit? Precizia, da. Mona Lisa parcă a încercat odată, dar nu știu de ce, s-a răzgândit.
Mulți oameni din sat vin și se spovedesc aici la dumneavoastră, nu? Aproape toți. Știți multe secrete. Cum să spun? Secretul este între păcătoși și Dumnezeu. După spovedanie, eu n-am dreptul să-mi amintesc absolut nimic. Măcar așa un indiciu? Păi ce indiciu? Tot ce pot să spun este că am auzit multe păcate la viața mea. Dar una așa de groaznică asta încă nu l-a mărturisit nimeni. Dacă mai vrei, te rog. Nu, mulțumesc. Aoleu, ce mă ustură de nu mai pot, totori mă ustură. Au, 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 au! Coana, fracă, nu lasă întreagă în pace. Măi, de ce mă ustură în calul ăsta, spune și mie, totori. Pentru că ai fost înțepat în gluteus maximus de asta. În ce? În cur. Aoleu, totori, te rog eu frumos. Au, au, ușor de tot, te rog eu frumos. Să nu-i mai spui maximus. Că se supără pe mine și mă ustră de al dracu. Au! Și cum vrei să-i spun? Spune, hai să zicem așa, dovlecel. Bine, atunci stai într-un loc să-ți curăți dovlecelul, da? Da, curăce, da, ai grijă să nu-l mânii. Au! Că se răzbună pe mine și mă ustră. Au! Eu nu știu de ce nu i-ai făcut dracu o anestezie să doarmă cât timp îl coș. Stăpâne, am o surpriză foarte mare pentru un batal. Da, ești pe el. Conduc, la mă doare în cur, rău de tot. Eu treabă medicală. Nothing personal. State, sincer, mi-ai plăcut. Vreau să zic ceva important, dar nu știu cum să zic, că nu știu ce o să faci. Vreau să fiu primul care te felicit. Să fie într-un ceas bun, static. Mulțumesc. Cred că placăra tună și fulgeră. Sunt bărțoasă. Ai făcut un film porno cu noi? Sunt gravidă.